încă o dată o ciudățenie, tot ce înseamnă, nu știu, reprezentarea populației de către aleșii locali. O întrebare la care evident răspunsul va fi afirmativ totuși. Din experiența personală, plătim foarte, foarte mulți bani pe apa plată, din magazin, îmbuteliat. Nu știu, dați-mi, convingeți-mă că dacă mergem acum și luăm un pahar de apă de la robinet, de aici din sediul redacției noastre și îl bem, apa respectivă este poate cel puțin la fel de bună ca apa îmbuteliată din supermarket. Și pentru care, repet, cheltuim o avere. Da, așa este, cheltuim o avere. Doar vă spun atât, copiii mei beau apă de la robinet de când s-au născut. Pentru că apa de la robinet este o apă de calitate. Dacă vorbim de municipiul Ploiești, se fac peste 14.000 de analize anual de apă. 14.000? Da, 14.000 de analize. Este un număr mare, este foarte controlată. Nici n-am putea. Și noi vorbim de niște standarde europene de calitate a apei, iar peste asta grupul Veolia vine și impune reguli și cât mai stricte decât Uniunea Europeană. Adică nu am avea motiv pentru care să cumpărăm sau să consumăm apă plată. Și știm bine, dacă ne ducem în străinătate, dacă în Paris sau în Frankfurt sau în capitale mari din Uniunea Europeană, suntem serviți la restaurant cu apă de la robinet și nu este nicio problemă acolo. Spuneți dumneavoastră de 14.000 de analize anual. Vin și eu și vă întreb, analizele astea se fac la niște laboratoare acreditate sau se fac pur și simplu că se fac? Mă înțelegeți, românește? Nu, în niciun caz nu există să se fac românește. Se face aceste analize se fac la un laborator acreditat, modernizat. Suntem controlați. Nu este ceva ce facem noi de capul nostru. Deci suntem anual controlați asupra calității apei.